fișiere utilizate de programul AutoCAD. Din meniul de aplicație vom alege comanda Open, care va deschide caseta de dialog Select File. Derulând lista Files of Type, găsim aici principalele tipuri de fișiere pe care AutoCAD-ul le poate deschide. Și anume, Drawing este fișierul desen, fișierul formatul implicit în care se salvează desenele și pot fi deschise pentru editare. Drawing Standards, DWS, fișiere care conțin standardele desenului, acestea cuprinzând setări potrivit diverselor standarde de desenare. Fișier de tip DXF, denumire provenită din Drawing Interchange File, format grafic universal, recunoscut de majoritatea softurilor de proiectare asistată de calculator, și de asemenea fișier de tip Drawing Template cu extensia DWT, în care vom putea plasa toate setările inițiale pe care dorim să le avem active atunci când vom deschide un desen nou. Apăsăm butonul Cancel pentru a ieși din fereastră și mergem în continuare în meniul de aplicație, în zona Export. Găsim aici tipurile de fișiere pe care AutoCAD-ul le poate exporta pentru a putea fi deschise în alte programe. Găsim aici tipul de fișier cu extensia DWF, posibil a fi vizualizat în DWF Viewer. Acest tip de fișier conține toate planșele pe care le-am creat în fișierul desen, putând fi vizualizat fără a avea programul AutoCAD instalat. De asemenea, se poate realiza conversia în fișier de tip PDF, posibil a fi deschis cu Adobe Reader, fișier DGN, specific softului MicroStation, creat de Bentley, fișier cu extensia FBX, utilizat de softul denumit Filmbox, și alte fișiere, alte tipuri de fișiere, în care găsim suplimentar fișiere Windows Metafile, ACES, Lithography sau Encapsulated PostScript. Apăsăm butonul Cancel în fereastra Export Data și mergem în continuare în tabul Insert din ribbonul 2D Drafting and Annotation. Avem aici opțiunea de Import, opțiune în care putem observa tipurile de fișiere pe care AutoCAD-ul poate să le importe, fișiere provenite din celelalte programe de proiectare asistată de calculator. Observați aici și fișierul 3DS, specific softului 3D Studio Max. Mergând în continuare în meniul Attach din panelul Point Cloud, putem observa că avem posibilitatea să inserăm fișiere cu așa ziși nori de puncte, fișiere text în care sunt prezente coordonatele unor puncte în format XYZ
pe care le putem transpune în zona grafică AutoCAD-ului într-o rețea de puncte utilizată apoi pentru obținerea curbelor spline. Acestea sunt tipurile de fișiere pe care AutoCAD-ul le poate utiliza.